Agma, good morning. Bine ați venit la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Astăzi avem un eveniment de presă cu viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, și ministrul de Externe al Marii Britanii, James Cleverly. Domnii ministri vor face declarații de presă, după care vom avea ceva timp pentru întrebări. Domnule viceprim-ministru, aveți cuvântul. Stimate domnule ministru, dragă James, bine ai venit în Republica Moldova. Această vizită vine la câteva săptămâni de la cea de-a doua rundă a dialogului strategic moldo-britanic care a avut loc aici la Chișinău și este un important semn de sprijin pentru Republica Moldova, pentru reformele noastre și face parte din eforturile noastre comune de a ancora Moldova ferm în familia de state europene. Aici menționez și faptul că vizita precedentă a unui secretar pentru afaceri externe din Marea Britanie a avut loc acum 10 ani și în acest sens, din nou, această vizită este foarte importantă pentru dialogul moldo-britanic. Ne este foarte clar în această perioadă dificilă că nu suntem singuri, avem prieteni puternici și ne bucurăm de susținerea lor neclintită. Și prin prisma acestui parteneriat puternic cu Marea Britanie, astăzi am discutat prioritățile noastre comune, atât pentru relațiile noastre bilaterale, dar care, evident, se înscriu în contextul regional european. În plan economic, Moldova și Marea Britanie ne dorim să dezvoltăm relațiile noastre comerciale-economice foarte puternice. Comerțul nostru a crescut substanțial anul trecut. Regatul Unit al Marii Britanii este unul dintre principalii noștri parteneri comerciali și în acest sens propunem și avansarea negocierilor pentru modificarea acordului de parteneriat strategic, comerț și cooperare, care ar permite eliminarea cotelor tarifare pentru un număr de produse moldovenești, inclusiv mere, prune, struguri, cireșe, suc, tomate și usturoi, astfel încât producătorii noștri agricoli să aibă mai multe piețe de desfacere care sunt mai deschise pentru noi, astfel încât să putem asigura vitalitatea economică și sursele de venit pentru concetățenii noștri. Marea Britanie este și un lider pe piața investițiilor în domenii precum telecomunicațiile și industriile creative din Republica Moldova și aici avem un parteneriat foarte puternic și în continuare și în viitor ne dorim să extindem acest parteneriat în domenii noi, în sectoare noi, inclusiv industria constructoare de mașini, electronică, energie regenerabile și turism. Am discutat și prioritățile noastre comune și știți bine că în Republica Moldova diaspora noastră contează enorm pentru obiectivele serviciului diplomatic, pentru țara noastră și aici ne-am exprimat din nou interesul pentru avansarea în direcția unei situații în care va avea loc de o manieră mai ușoară conversia reciprocă a permiselor de conducere. Și, evident, în Republica Moldova suntem foarte interesați în liberalizarea serviciilor de roaming pentru cetățenii și oamenii care călătoresc între Moldova și Regatul Unit. Aceste realizări ar avea potențial să ne aducă beneficii pentru noi toți. Evident, am discutat și am agreat să intensificăm cooperarea în domeniul combaterii corupției. Scopul nostru este să-i aducem în fața justiției pe toți cei care au prejudiciat statul nostru și cetățenii noștri. În acest sens, salutăm sancționarea de către Marea Britanie a celor doi fugari moldoveni anunțați în urmărire internațională. Aceste sancțiuni reprezintă o dovadă suplimentară al angajamentului nostru de a combate corupția și de a avansa în procesul de reformare și aderare la UE, inclusiv prin edificarea unui stat de drept funcțional. Și aici, evident, subliniem faptul că unii din acești fugari încearcă să aducă violența pe străzile noastre, încearcă să destabilizeze Republica Moldova și încearcă să împingă Republica Moldova într-o stare foarte periculoasă de destabilizare și violență și aici lucrăm împreună cu partenerii noștri pentru a asigura că Republica Moldova rămâne într-o stare de calm și pace și acționăm împreună cu partenerii noștri pentru a atinge acest obiectiv. Am discutat, evident, și organizarea summitului Comunității Politice Europene, dar și modul cum vom coopera și coordona pozițiile noastre comune atât în organizarea acestui summit, cât și în
discuțiile și inițiativele care ar putea fi anunțate în cadrul acestui format. Acest summit, știți bine că va avea loc la 1 iunie, va reuni aproape 50 de șefi de state și guverne și oficiali de rang înalt din Uniunea Europeană. Acest summit va reprezenta un semnal de sprijin diplomatic și politic puternic pentru Republica Moldova și va semnala angajamentul comun al întregii familii de state europene pentru pacea pe continentul european, dar și pentru sprijinul oferit Moldovei în consolidarea noastră ca un stat democratic funcțional în proces de aderare la Uniunea Europeană. Am discutat și despre situația din regiune, am reafirmat poziția noastră comună de condamnare fermă a invaziei brutale a Federației Ruse împotriva Ucrainei, care aduce distrugere și suferință în Ucraina și, evident, ne afectează foarte negativ și pe noi în Republica Moldova, economic, social și în domeniul energetic. Astăzi, Republica Moldova este în afara vreunui pericol de ordin militar, dar cetățenii noștri simt consecințele negative ale acestui război injust și cooperăm împreună cu partenerii noștri pentru a minimiza impactul negativ al acestui război asupra țării noastre, atât în plan bilateral, cât și prin prisma platformei de sprijin pentru Republica Moldova. I-am mulțumit domnului ministru pentru sprijinul pe care Marea Britanie ni-l oferă și în eforturile noastre de contracarare a încercărilor de a destabiliza Republica Moldova, datorită acțiunilor noastre comune, atât în plan intern cât și extern. Aceste încercări eșuează și în acest sens, din nou, mai dezvoltăm cooperarea dintre statele noastre și în alte domenii. În acest sens, astăzi sunt foarte bucuros să salut și cooperarea dintre BBC și compania Teleradio Moldova, împărtășirea bunelor practici în domeniul securității cibernetice și alocarea unui nou pachet de sprijin financiar pentru Republica Moldova, care vor merge în proiecte orientate spre bună guvernare, dezvoltarea economică și sectorul energetic. Avem relații foarte bune și în domeniul securității și apărării. Inclusiv este ocazie să mulțumesc partenerilor noștri britanici pentru faptul că prestigioase instituții din Regatul Unit, cum ar fi Royal Military Academy Sandhurst și Royal Air Force College, care sunt deschise pentru colegii noștri de la Ministerul Apărării pentru studii. În încheiere aș vrea să spun că Republica Moldova și Marea Britanie continuă să aprofundeze relația noastră bilaterală în toate aceste domenii pe care le-am evocat. Acest lucru ne ajută să consolidăm democrația, pacea în Republica Moldova, prosperitatea, funcționalitatea economiei noastre, ne permite să consolidăm țara noastră în efortul nostru de a depăși provocările și stresurile la care suntem supuși din cauza contextului regional, din cauza războiului și agresiunii Rusiei contra Ucrainei, dar și din cauza tentativelor Rusiei de a destabiliza în continuare Republica Moldova. Cu această ocazie reiterez faptul că Republica Moldova face parte din aceeași familie cu statele europene, alături de Marea Britanie și vom reuși, sunt sigur, în continuare să asigurăm pacea, calmul și stabilitatea în țara noastră și vom continua să lucrăm împreună pentru readucerea păcii pe continentul nostru european. Vă mulțumesc, domnule ministru. Vă mulțumesc, domnule ministru. Foreign Secretary, the floor is yours. Mulțumesc, domnule ministru Popescu. Nico, mulțumesc pentru că m-ați primit aici la Chișinău. Este într-adevăr o plăcere să fiu împreună cu dumneavoastră și a fost o plăcere în această dimineață să am oportunitatea să fac o plimbare în Chișinău, să văd clădirile guvernamentale și să vă văd orașul. Sunt cu adevărat onorat să fiu aici. Timp de 31 de ani de când țările noastre au stabilit legăturile diplomatice, niciodată nu ne-am confruntat cu o perioadă mai periculoasă sau mai dificilă pentru securitatea europeană. Eu cred că ar fi corect să spunem că
virgulă, cu excepția Ucrainei, nicio altă țară nu a simțit impactul războiului crunt al lui Putin mai profund decât dumneavoastră. Deci este lupta pentru ordinea internațională, pentru suveranitate, integritate teritorială, pentru supremația legii și este lupta pentru apărarea Cartei 1. Și vreau să, în special, să accentuez contribuția Republicii Moldova, Guvernului Republicii Moldova și autorităților locale pentru modul în care au gestionat aceste provocări fără precedent. Dumneavoastră ați primit aproape 1 milion de refugiați ucraineni care au fost forțați să-și părăsească casele pentru a găsi securitate. Peste 100.000 de acești refugiați au luat decizia să rămână la dumneavoastră în țară. Eu cred că ar fi corect să spunem că Moldova este o țară mică, dar cu o inimă mare. Și vreau să fie foarte, foarte clar, nu sunteți singuri. Marea Britanie va sta alături de dumneavoastră împreună cu partenerii internaționali și vom ajuta Republica Moldova să facă față acestui război brutal, fără precedent, în pragul casei dumneavoastră. Noi sprijinim Republica Moldova, sprijinim reformele în sectorul de apărare și deja facem uz de rezultatele puternice ale cooperării între forțele noastre armate. Noi, deja cum am spus, la Academia Sandhurst și la Academia Forțelor Aeriene vom ajuta să instruim următoarea generație de militari. Și noi avem parte de o prietenie foarte apropiată care a fost creată de către guvernul actual și de către doamna președinte Sandu singură și astfel Moldova are parte de suport internațional semnificativ. Anul trecut, Marea Britanie s-a angajat să ofere 12 milioane de lire de suport financiar pentru Republica Moldova pentru a sprijini apărarea contra atacurilor cibernetice, pentru a scăpa de dezinformarea rusească, pentru a reforma forțele armate și a se lupta cu corupția. Datorită muncii care s-a făcut împreună cu Uniunea Europeană, mă bucur să spun că noi vom adăuga suport financiar pentru a continua activitățile pe care le-ați desfășurat deja pentru a găzdui refugiații și pentru a desfășura reforme în instituțiile noastre. Sunt sigur că oficialii din departamentul meu colaborează strâns cu guvernul dumneavoastră pentru a găsi modalități cele mai bune de a folosi resursele respective. Dorim să ne asigurăm de asemenea că suplimentar la suport financiar pentru programul de reformare, să simțiți suportul puternic din partea comunității internaționale și ne bucurăm să vă sprijinim în găzduirea summitului Comunității Politice Europene și suntem convinși că summitul va fi unul de succes. Acțiunile noastre în sprijinul suveranității și integrității teritoriale sunt desfășurate din cauza că Moldova și-a ales calea democrației, libertății și dezvoltării. Acțiunile dumneavoastră au stimulat sprijinul din partea Marii Britanii și a comunității internaționale. Timp de mai mulți ani, Rusia a încercat să destabilizeze guvernele pro-europene în Republica Moldova și să schimbe guvernul din afara țării. Cea mai recentă încercare, care presupunea captarea violentă a clădirilor guvernamentale, a fost vociferată cu câteva zile în urmă de către Guvernul Statelor Unite și eu susțin condamnarea dânșilor.
Noi de asemenea condamnăm acei oligarhi moldoveni care în mod sistematic furau de la cetățenii acestei țări timp de mulți, mulți ani. Și noi sprijinim complet acțiunile acestui guvern pentru a asigura justiție. Tocmai de aceea deja am sancționat două persoane pentru acțiuni de corupție grosolană, le-am înghețat activele și le-am interzis să călătorească în Marea Britanie. Și vom continua să căutăm și pe ceilalți care merită sancțiuni similare. Noi, de asemenea, lucrăm cu Republica Moldova în domeniul securității cibernetice și oferim suport strategic pentru a combate războiul hibrid al Rusiei, care vă țintește pe dumneavoastră, guvernul dumneavoastră și poporul dumneavoastră. Oamenii din Republica Moldova au făcut o alegere clară pentru democrație și libertate. Decizia dumneavoastră de a apăra această alegere împotriva celor care doresc să răstoarne această țară este o sursă de inspirație pentru toată lumea. Vom fi alături de dumneavoastră, vă vom sprijini în apărarea alegerilor democratice și integrității teritoriale, exact așa cum sprijinim Ucraina. Valorile noastre comune vor permite prieteniei între Marea Britanie și Moldova să înflorească mulți, mulți ani în urmă. Și sper că prezența mea astăzi aici este un semnal în acest sens. Vă mulțumesc că m-ați primit, m-ați găzduit și vreau să vă spun dumneavoastră și oamenilor acestei țări că aveți prieteni în Marea Britanie și nu sunteți singuri. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule ministru! Avem o întrebare aici de la ProTV. Hi, my name is Mihaela from ProTV. Sunt Mihaela de la ProTV Chișinău și vreau să întreb dacă Marea Britanie ar sancționa unii politicieni care au fugit din Republica Moldova. Noi cunoaștem deja că doi au fost sancționați în decembrie. Ieri UE a anunțat că intenționează să sancționeze pe cei care intenționează să destabilizeze Republica Moldova. Mulțumesc pentru această întrebare și mulțumesc că ați accentuat că Marea Britanie deja a sancționat câteva persoane care au fugit din această țară și au furat de la oamenii acestei țări. Noi vom lucra în continuare cu guvernul acestei țări, cu partenerii și prietenii noștri la nivel internațional pentru a identifica acele persoane care merită să fie sancționate, fie din cauza corupției, fie din alte motive. Noi vom continua să colaborăm strâns cu Guvernul Republicii Moldova, cu prietenii și partenerii noștri la nivel internațional. După cum am spus, este important să apărăm democrația nu doar în Marea Britanie, dar și la nivel internațional. Este important să sprijinim acele țări care au luat decizia dificilă de a se reforma, de a-și reforma instituțiile. De a stabili procese puternice și bune, democratice, de a crea instituții puternice și independente. Noi mereu vom căuta să sprijinim acest lucru și este cazul Republicii Moldova. Moldova face acest lucru. Și următoarea întrebare de la ITN. Domnule Popescu, întrebarea este pentru dumneavoastră. Și vă rugăm dacă ați putea să răspundeți în engleză. Cât de mare este amenințarea încercărilor Rusiei de a destabiliza această țară? Mulțumesc pentru întrebare. Cu siguranță, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei este o amenințare la ordinea mondială, la drept internațional, la stabilitate, la securitate alimentară în toată lumea, în Orientul Mijlociu, în Africa, la furnizări de energie și securitatea energetică a zecilor de țări. Efectele negative ale acestui război și acestei agresiuni cu siguranță se simt într-un mod foarte negativ în Republica Moldova.
Și noi luptăm cu aceste efecte. Am avut criză umanitară, am avut creșteri mari la energie, la prețul de energie. Știm cum a manipulat Rusia piața energetică. Am avut parte de momente de anxietate atunci când ne-am confruntat cu blackout-uri cauzate de bombardamentele rusești asupra infrastructurii ucrainești. În același timp, Republica Moldova nu se confruntă astăzi cu amenințări de ordin militar. Acest lucru se datorează faptului că Ucraina, cu suportul comunității internaționale, reușește să-și apere teritoriul, să elibereze unele teritorii și astfel asigură pace și stabilitate în țări cum este Republica Moldova și nu doar. Actualmente, Moldova nu se confruntă cu amenințări militare. Moldova se confruntă cu amenințări hibride. Protestatari care sunt plătiți de Rusia și de oligarhi care doresc să aducă violență în străzile noastre, dar instituțiile și guvernul au demonstrat în cursul ultimului an că noi știm să păstrăm stabilitate, calmul și pacea în această țară. Și în continuare vom păstra pacea și stabilitatea în străzile noastre și în țara noastră. După cum am spus, toți cetățenii Republicii Moldova cunosc efectele negative ale războiului. Dar noi am reușit și în continuare vom reuși să păstrăm pacea, calmul și stabilitatea în această țară împreună cu partenerii noștri internaționali. Și angajamentul societății noastre la pace și calm și dorința generală practică a tuturor cetățenilor Republicii Moldova de a păstra țara noastră în condiții de pace contează. Și încă o întrebare de la oaspeții noștri britanici. Este o întrebare pentru ambii miniștri. Cât de probabil este că Moldova ar putea să devină următoarea țintă a Rusiei și care ar fi mesajul dumneavoastră pentru președintele Putin? Răspuns. Din primele ore ale războiului, noi am condamnat această agresiune brutală și doamna președinte Maia Sandu a făcut acest lucru la câteva ore după ce invazia a devenit evidentă și mesajul nostru persistent în cursul acestui an a fost condamnare constantă a acțiunilor brutale, agresiunii brutale, absolut nejustificate împotriva Ucrainei. Am vorbit despre solidaritatea noastră cu statul și poporul ucrainean care se confruntă cu aceste momente tragice. Și noi am făcut tot ce ne-a stat în putere pentru a ajuta Ucraina să gestioneze consecințele războiului. După cum am spus, Moldova astăzi nu se confruntă cu amenințări de ordin militar datorită rezistenței, curajului și capacității armatei ucrainene, guvernului ucrainean și a societății ucrainene de a rezista. Și în același timp am spus acest lucru de mai multe ori. Noi trebuie să fim pregătiți pentru un spectru întreg de scenarii și noi facem acest lucru ca un guvern responsabil, dar actualmente Republica Moldova nu se confruntă cu amenințări militare care ne facă ținte directe și asta este datorită Ucrainei. Vreau să reiterez ceea ce am spus în discursul meu inițial. Moldova s-a comportat impecabil atunci când a venit vorba de reacție la invazia lui Putin în Ucraina. Este o țară mică, nu este țară bogată, dar a fost incredibil de ospitabilă pentru refugiații ucraineni și a condamnat robust agresiunea lui Putin în Ucraina. Și a fost pe prima linie a agresiunii hibride care a fost inițiată de Vladimir Putin. Ce aș spune eu? Întreruperea în furnizarea energiei în Republica Moldova nu este un coprodus accidental al agresiunii rusești. Este o parte concertată a pedepsei pe care Vladimir Putin încearcă să o aplice poporului Republicii Moldova. Pentru că, din punctul lui de vedere, Moldova a procedat greșit, devenind mai integrată în familia europeană extinsă.
Dar noi știm că Moldova este pe calea cea corectă, pe calea democrației, pe calea instituțiilor puternice și independente care lucrează împotriva corupției și, și încearcă să se integreze în rândurile prietenilor și partenerilor pe continentul european. Moldova procedează corect, însă în aroganța sa, Putin încearcă să pedepsească Republica Moldova pentru că procedează corect. Și tocmai de aceea Marea Britanie a făcut o chemare în continentul european să fie sprijinită Republica Moldova în calea sa spre Uniunea Europeană. Ceea ce înseamnă că noi trebuie să sprijinim Moldova în combaterea dezinformării, corupției, în căutarea piețelor alternative pentru produsele lor, în căutarea mijloacelor alternative de generare a energiei. Aceasta este cadoul nostru pentru ei și cadoul pe care oferă statul în schimb pentru aceasta este sprijinul robust pentru Ucraina. Și eu spuneam lui Nicu, uite, ce ar mai putea face Marea Britanie pentru a sprijini Republica Moldova? Și reacția instinctivă a lui Nicu a fost ajutați ucrainienii să se apere. Deci asta ne spune că moldovenii înțeleg strategic importanța conflictului la frontiera lor și asta merită suportul nostru. Europa Liberă, vă rog. Bună ziua, întrebarea mea va fi pentru domnul ministru Cleverly. Vreau să întreb dacă Marea Britanie ia în calcul să ajute Republica Moldova și cu echipamente militare și dacă da, despre ce echipamente ar putea fi vorba? Well, eu iau act de aceea că s-au redus amenințările directe pentru Republica Moldova datorită avansării Federației Ruse din zona Mării Negre. Acum noi trebuie să acordăm sprijin militar Ucrainei care se confruntă cu un conflict brutal. Dânșii trebuie și vor primi acele echipamente avansate la standarde NATO și vor folosi aceste echipamente la linia de contact acolo unde ucrainenii se apără, acolo unde ucrainenii se apără de atacuri rusești. Și protejarea fizică a Moldovei de orice rău înseamnă, de fapt, ajutarea Ucrainei în protejarea lor în cadrul războiului. Dar Moldova este expusă amenințărilor hibride, tocmai de aceea noi acordăm asistență tehnică, ajutăm în combaterea corupției, în protejarea contraatacurilor cibernetice. Noi credem cu fermitate că cea mai bună cale de a proteja Republica Moldova de atacuri fizice este ajutorarea Ucrainei. Și încă o întrebare, încă un minut. Nu se aude, nu este sunet. Deci, sunt oligarhi din Republica Moldova care se află în Marea Britanie. De ce abia acum au fost sancționați cei doi și de ce nu sunt sancționați alții? Răspuns. Noi ne dăm seama că influențele maligne vin și din afara frontierelor Republicii Moldova. Noi încercăm să susținem Republica Moldova în eforturile de eradicare corupției și de influențe maligne ale celor care sunt bogați și se află peste hotare. Marea Britanie a asumat un rol foarte activ în căutarea acestor persoane și în sancționarea acestora, dar astea trebuie să fie făcute în colaborare strânsă cu Republica Moldova și cu partenerii și prietenii noștri din comunitatea internațională. Eu nu pot discuta acum cine vor fi următorii care vor fi sancționați, dar vreau să vă asigur că noi vom fi foarte proactivi în ceea ce privește ajutarea Republicii Moldova în
ceea ce privește protejarea contra influențelor maligne de peste hotare.